Salutare, dragilor! Eu sunt Alexandru Hobincu și bine ați revenit pe canalul meu, atât celor cu pisici, atât celor cu câini, atât celor... Nici mai contează, bun venit tuturor! Băi, astăzi mi s-a întâmplat o chestie la care nu mă așteptam și pur și simplu eu sunt conștient că sunt extrem de prost și sensibil la tot felul de chestii de genul ăsta și de cele mai multe ori aleg să mă implic. Am primit un mail de la un băiat Ionuț. Eu de obicei când primesc mail-uri le verific și îmi place să verific toată povestea din spate. Mail-ul suna în felul următor. Salutare! Am văzut cursul de 12 capitole, cel gratis, nu pot să zic decât felicitări. Îmi place enorm cum explici și o faci într-un mod în care și eu, care nu-mi intră repede în cap, am înțeles multe de acolo, față de ce am văzut eu la alți youtuberi. Eu sunt un băiat cu probleme, poți verifica pe contul meu de Facebook, nu vreau să mă plâng cu asta, pentru că dacă toată viața te vei plânge mereu, nu vei rezolva nimic niciodată. Eu m-am apucat de cripto din vară și vreau să învăț și partea de trading, unde e mult mai frumoasă decât partea de investiții. Am o pensie de 500 de ron, dar cum voi reuși să strâng suma de 500 de dolari? Voi achiziționa și cursul pentru avansați, cu siguranță voi performa mult altfel față nivelul pe, la care sunt acum. Te pup și respect încă o dată. Bă, chestia asta mi-a strânit un pic curiozitate. Zic, hai mă să-l cunoaștem pe Ionuț. Așa că am intrat pe Facebook și am văzut niște poze, într-adevăr, cu Ionuț. Și am observat că Ionuț e un copil puțin diferit față de un copil. Nu e un copil, e un om în toată firea, doar că arată ca un copil. Și am zis, ok, hai că trebuie să-l cunosc pe omul ăsta. Pic mai devreme am încheiat conversația, dar vreau să vă pun și vouă conversația, să vedeți o poveste care pe mine m-a impresionat enorm, enorm de mult și care cred eu că e una din lucrurile pe care trebuie să le aflați neapărat, neapărat, pentru că așa ceva mai rar vezi, mai rar. Pentru că Ionuț nu numai că are dificultăți în viața de zi cu zi, bă, dar este și al dracu de smart. Deci el cumva a văzut problema și a zis, bă, asta e problema, asta este soluția. Așa că n-ai de ce să te plângi și merge mai departe. Oricum, uitați-vă la videoclip, o să vă placă. Salutare, Ionuț! Salut, da. Poți să lași camera un pic mai jos, te rog? Imediat, două secunde, să vă cum. Super! Așa e bine? E perfect, eu sunt Alex. Salut, îmi pare bine. Îmi pare bine să te cunosc. Ionuț, am primit ăsta de la tine, am primit mail-ul de la tine. Da. Păi și m-a impresionat. Mersi mult. Îți spun foarte, foarte sincer că m-ai impresionat într-un mod în care... da, sunt și eu șocat, știi, să zic așa. Te înțeleg. Și voiam să te întreb și vreau să aflu mai multe despre povestea ta. Deci mi se pare foarte mișto și cred că povestea asta trebuie într-adevăr șeruită, să spun așa, din punctul meu de vedere. Așa că zine și nouă mai multe detalii despre tine, te rog. Păi ce să spun, numele meu este Ionuț, am 33 de ani, sunt din județul Tolcea și m-am născut cu boala oaselor de sticlă încă de la începutul vieții. Așa m-am născut eu. Ce înseamnă boala oaselor de sticlă? Adică ai oasele foarte fragile. La cel mai mic impact sau lovitură poți face oricând o fractură. Da. În termeni științifici are doctorilor îi se spune boala Vrolic. Ok, boala Vrolic. Am înțeles. Da. Și cum de ajuns la cripto? Probabil și din lipsa banilor, sincer să. Pentru că să trăiești cu o pensie din 500 de lei în România și la boala gravă pe care o ai, e cam, crede-mă că nu e convenabil deloc. Tu bănuiesc că n-ai avut până în momentul de față locul de muncă, nu? Adică Nu, pentru că eu am încercat să mă angajez, așa, și dacă te angajezi, îți stai asistentul personal, înțelegi? Nu mai ai dreptul la omul care are grijă de tine. Am înțeles. Și eu singur nicio șansă
grijă de mine singur. Wow, wow. Da. E incredibil, adică eu nu am rămas șocat de ce mi-ai zis, să spun foarte, foarte sincer. Sunt, cel puțin când am văzut mail-ul, am zis, bă, na, trebuie să-l cunosc pe omul ăsta, pentru că mie mi se pare că omul ăsta e un exemplu de așa, da, cunosc enorm de mulți oameni și am cunoscut enorm de multe povești prin prisma mail-urilor pe care le primesc și mesajele pe care le primesc pe Instagram și așa mai departe. Da, da, da. De când te-ai apucat de cripto? Zine un pic de zon. Cum ți-a ridicat ție? Băi, sincer, prima dată mi-am pus Revolut pe telefon. Uh-huh. Văzut acolo XRP-ul, înțelegi? Undeva până, cred că anul trecut, dacă nu era, ianuarie-februarie. Văzuse eu că aveam un preț mic, bă, zic, mă, să iau și eu. L-am luat, am văzut că a mai crescut vreo câțiva bani în plus, l-am vândut, iar a scăzut, iar l-am luat și am început să mă interesez mai mult ce e cu XRP-ul ăsta. Și apoi m-am interesat, am văzut pe net că e o criptomonedă, când am dat de criptomonedă, ce, Bitcoin. Stai mă, ca să-i treabă de aia bună, înțelegi? Și serios, m-am apucat, cred că am nimerit bear market-ul de anul ăsta, din vară. Sincer să fiu, aveam, cred că, undeva la 1500 de roni, aveam pe un cont al meu, pe un cont bancar, că rămăseseră de la căruț, că am avut strângere de fonduri, că rămăseseră fără căruț. Și mi-a rămas și bani acolo și zic, bă, ia să-mi instalez eu crypto.com. Mi-am instalat crypto.com și am început și eu să iau de acolo și iau. Am luat niște ADA, Cardano, Bitcoin și Ethereum, câte o bucățică de așa fiecare. Și am ajuns acum, sincer să spun, am cam 1200 de dolari. Oho, oho. Crypto.com, da. Doar din ce, nu știu, 15 milioane sau 16, nu mai țin minte sigur cât am băgat. Înțelegi, dar am luat atunci când piața încă scădea. Era cum scădea, eu o luam, Foarte smart, bravo. Neștiind că e bear market. Eu după am aflat, înțelegi, când am început piața înapoi să crească, eu după am aflat că așa e în cripto. Vine bear market, bull market, nu prea știam care e definiția. Și acum te-ai interesat de lucrurile astea? Ai învățat un pic mai mult? Da. Acum pot să zic, sunt multe chestii care nu le înțeleg cum ar trebui să le înțeleg, înțelegi? Și am aflat de trading. Asta m-a cam ambiționat, înțelegi? De ce să nu poți să faci ceva mult și mai rentabil decât să investești și să aștepți când poți să faci banul să vină la tine? Adevărat. Înțelegi? Și ai văzut diferența dintre trader și investitor? Da. Este foarte tare. O balanță foarte mare. Foarte, foarte tare. Bă, deci mi se pare... Wow, bravo, felicitările mele. Mersi mult. Cum ai ajuns la mine? Cum ai ajuns la videoclipurile mele? Tot așa căutam suporturi, rezistențe, înțelegi, chestii de astea. Și am văzut odată, băi, sincer să fiu, cred că are o lună jumate. De am văzut un videoclip cu tine pe YouTube. M-am uitat și mie mi-a plăcut mult cum ai explicat-o încă de atunci. Și am vrut să scriu, dar am avut așa o reținere. Băi, zic, unde mai scriu? Lumea să se are prea multe pe cap. Îl mai deranjez și eu cu nebuniile mele. Eu s-abia la început, ce pot eu să-i zic lui? Bă, vreau și eu să mă apuc de trading, adică să... Poate mă pot să ajuta cu un spate cu ceva. Am așteptat până mai acum și mi-am făcut astăzi curaj. Și mi-am zis, hai mă, să... Poate cumva îl impresionez așa. Între timp ai făcut cursurile gratis? Da, acele de 12 capitole. Aseară am stat până la 20. Și mi-a plăcut, nu știu, unul mi-a plăcut enorm. E mordim, cum le explici tu. Înțelegi, am văzut multe videoclipuri, nu că nu sunt bune și ce am văzut pe YouTube. Doar că modul tău de a explica a fost mult diferit de ce am văzut eu. Și pare că ăsta e modul în care îl pot eu înțelege mult mai bine. Partea cu trading-ul. Eu am rămas plăcut impresionat de o chestie și eu în general sunt foarte sensibil la lucrurile de genul ăsta.
Așa, e, firea mea e un pic mai sensibilă. Eu sunt cu nebunii, cu donații, cu... Bine, oamenii de aici, de multe ori se întâmplă să nu afișez, sunt și câteva pe care le afișez pe YouTube, dar în marea parte cel a timpului... Cel mai bine să... Băi, eu vreau să cumva... Știi că toată lumea zice că dacă donezi și dacă faci bine, să o faci în liniștea ta. Dar eu cred că și-am văzut și la Codin Maticiu, că am văzut la mulți alții că afișează treaba asta, pentru că e frumos să inspire. Că eu la rândul meu m-am inspirat de la alții. Normal, asta vreau să zic. De ce să fată bună? De ce să nu arăți poate la rândul lor? Alții mai vede la tine și poate vrea să facă și la aceeași. Mie mi se pare... Mie mi se pare că cei care nu fac fapte bune se vor simți ca niște căcați în momentul în care văd că alții din jurul lor vor face fapte bune. Așa mi se pare mie că e momentul de față. Bă, oricum, mi s-a părut, ce m-a impresionat foarte mult la tine este faptul că vrei să te apuci de învățat și mi s-a părut foarte tare. Da. Faptul asta, că în primul rând, asta vreau să fac. Ai fost foarte smart. Și ai reușit să cumperi atunci când prețul era jos, nu ți-ai pierdut cumpătul și ai acumulat, felicitările mele, bravo. Și un lucru care mi-a plăcut enorm a fost faptul că, cum mă, să-mi zici tu mie că ai o pensie de 500 de lei pe lună și aștepți până faci bani, până faci rost de bani de 500 de euro ca să cumperi cursul meu. Mi-asta... Eu nu puteam să stau pasibil la treaba asta și spun foarte sincer, eu vreau să-ți dau cursul gratis în momentul de față. Adică la modul îți dau tot suportul meu, te așteptăm pe canalul nostru de Discord unde am alți traderi care deja sunt pe profit, cu care lucrăm în fiecare zi, luăm zone, facem trading, ne postăm trade-urile și așa mai departe. Dar pentru tine, cadoul meu e cursul ăsta gratis și îl dau din toată inima mea, spun sincer. Deci eu mă bucur, dacă aș putea să fac mai multe pentru tine, poate prin videoclipul ăsta creăm un awareness. Mulțumesc mult de tot. Pentru treaba asta. Crede-mă că e de ajuns. Și eu sper ca în comunitatea noastră să-ți găsești un loc în care să, nu știu, să te simți așa ca acasă și să facem împreună bani. Să dea Dumnezeu, să te aud Dumnezeu. Cam asta e. Oricum, mai vreau să mai aud de tine. Te invit și pe live-ul pe care îl avem pe data de 18. Știi că avem un eveniment pe data da, de 18. Da, am văzut. Voi fi acolo. E plăcerea mea să te invit și acolo, să discutăm mai multe. Mersi. Vor fi mai multe persoane și mai mulți trader, care unii din ei au și experiențe mai mari decât mine și avem ce învăța cu toții în comunitatea aia. Mereu avem de învățat. Așa e. Bun, Ionuț, nu vreau să te mai rețin, că e destul de seară în momentul când facem videoclipul ăsta. Stai liniștit, nu-i problemă. Mulțumesc enorm pentru timpul tău, deci mie mi se pare că ești unul din cei mai tari oameni pe care am cunoscut și e, Doamne, e cea mai mare plăcere a mea să te văd și să te cunosc cu persoană. Eu îți mulțumesc. Și să-mi lași, după conversația asta, să-mi lași, te rog, mail-ul cu care te-ai înscris pentru da, curs, da, da. Ca da. Să-ți dau accesul. Da. Bine, dragule. Da. Ești cel mai tare om. Ține-o tot așa și când ai nevoie de ajutor, îmi dai un mesaj acolo. Mersi mult, te pup și ai grijă de tine. Te pup, dragule. Pa, pa. Sănătate multă, pa. Băi, sper că v-a plăcut. O să vă las în descriere profilul de Facebook al lui Ionuț. Am avut acordul lui. Ca să-l felicitați, să împărtășiți niște good vibes din partea noastră. Și îmi cer scuze că am simțit nevoia să împărtășesc povestea lui. Dar mi s-a părut că mentalitatea pe care o are ar trebui totuși cunoscută de majoritatea persoanelor și pe mine unul m-a impresionat și sper că și pe voi. Până una alta, o să facem mâine un videoclip despre evenimentul pe care îl avem pe data de 18, pentru că organizez cel mai mare maraton de trading care a existat până în momentul de față în România. Și sper că va fi un eveniment la care veți participa cu toții și o să vă placă, eu așa zic. Între timp, lăsați comentariile voastre de încurajare în secțiunea de comentarii pentru Ionuț și vă aștept la videoclipul următor. Eu am fost Alexandru Hobincu, vă salut!